În raionul Glodeni s-au finalizat lucrările de recoltare a culturilor de toamnă. Indiferent de seceta din anul curent, randamentul roadei este satisfăcător. Urmează ca agenții economici din teritoriu să finalizeze lucrările de prelucrare a terenurilor agricole. Din cauza lipsei precipitațiilor din ultimele 3 luni, recoltarea culturilor agricole din grupa a doua a fost în impas. La momentul de față, toate lucrările de cultivare a floarei soarelui, soiei și sfeclei de zahăr s-au finalizat. La momentul de față, noi am dovedit și am semănat peste 11.700 de hectare de terenuri, inclusiv rapiță avem semănate în jur la 1.400 de hectare. În ceea ce privește cultura grâului, avem semănate peste 8.000 de hectare. Nu e o decalaj mare față de anul 2008. Semănăturile sunt bune. Din toată suprafața săvânțată avem undeva vreo 15% care sunt înfrățite. În momentul de față mai avem în jurul de 3.500 de hectare de arat și sperăm că în termenii ăștia scurți care mai rămas să înfrăptuim aceste lucrări. Direcția Agricultură speră că în anul viitor agenții economici din teritoriu vor extinde cultivarea tutunului, sfeclei de zahăr și să fie reluată activitatea fabricii de conserve din orașul Glodeni. Mulți agenții economici din teritoriul vezi că au o atârnare serioasă față de tutun și noi sperăm că la anul viitor, deci suprafețele să se extindă, fiindcă noi am observat că ultimii ani deja au început să crească și prețul la această cultură, care ne dă un beneficiu în bugetul, deci și a întreprinderilor agricole și în cadrul raional, deci defalcările în buget. Asta e una și plus de asta se creează noi locuri de muncă. O problemă care pe noi ne deranjează cel mai tare, asta este fabrica de conserve, care până în momentul actual nu s-a soluționat problema. Dar sperăm cu restructurările care au avut loc la noi în Republică, cu schimbarea forțelor, deci sperăm că și domeniul ăsta să ia o amploare nouă și, într-adevăr, și fabrica de conserve să-și reînceapă activitatea, fiindcă noi înțelegem foarte bine că să avem legume și să nu le avem unii prelucrat în teritoriu, asta ar fi o greșeală foarte mare. La 29 noiembrie, în Republica Moldova se sărbătorește Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industrie Prelucrătoare. Până atunci, urmează să fie finalizate lucrările de prelucrare a terenurilor agricole. Marina Lazar, Sergiu Muller, pentru știri.